Un accident de circulație a avut loc duminică în jurul orei 19 în localitatea Mirșit, iar două persoane au fost transportate la spital. Din declarațiile martorilor, se pare că un căruțaș care voia să vireze spre localitatea Firminiș nu s-a asigurat și a fost lovit de către un autobuz plin de pasageri. În urma coliziunii, un copil și mama lui au fost răniți. Ambulanța i-a transportat la spital pentru mai multe investigații. Din nefericire, calul a decedat pe loc. După testarea cu aparatul alcool test, rezultatul căruțașului a fost pozitiv și polițiștii l-au dus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii exacte alcoolului în sânge. Din fericire, călătorii din autobuz nu au suferit leziuni. Da, 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 da.